¿Estás bien? ¿Todo bien? Sí, bien, bien, bien. Toată lumea pregătită? Everybody's ready? Da. Ok, good afternoon. Welcome. Bună ziua și bine ați venit. Vă mulțumim frumos că ați venit și sunteți alături de noi astăzi. Am să vă rog să așteptați puțin. Începem cu jurnaliștii din Andorra. Vor pune două întrebări în limba engleză, după care vom continua dialogul în limba română, ca să nu dureze foarte mult. Ok, we will start with home team media, so please ask your questions for the head coach and the player. Se splau, se teneu alguna pregunta? No questions. So we continue in Romanian? Ok, am să vă rog să începem cu Nicolae Stanciu ca să aibă timp să meargă la vestiar să se schimbe. Vă rog frumos. Cât de important este acest meci pentru voi, debut de campanie, grupul accesibil, așa pare la prima vedere, cât de important e primul an? Bună ziua! Din punctul nostru de vedere e cel mai important meci, cum ai zis și tu, e primul meci și tot ce contează pentru noi este să luăm cele trei puncte, iar după vom avea timp să pregătim și următoarele meciuri. Ce a învățat Naționala din campaniile trecute, ne poate fi de folos în această campanie? Din punctul meu de vedere, cred că ne-am maturizat mai mult toți jucătorii și cei tineri care acum 3-4 ani făceau pasuri spre echipa națională. Suntem un grup foarte unit. Am avut o săptămână extraordinar de bună și suntem toți încrezători că putem să ajungem la Euro. Și trebuie să arătăm asta pe teren, începând cu meciul de mâine. Mai avem vreo scuză dacă nu ne calificăm din această grupă? Nu. Poftim? Nu știu dacă mai poți să consideri în primul rând o echipă națională ca fiind mică. Am văzut și ieri rezultatul slovacilor acasă, pentru că am fost colegi în naționala lor și au făcut egal cu Luxemburg. Deci nu cred că e cazul să mai vorbim de echipe mici, cu atât mai mult la acest nivel al naționalelor. Clar, nu-i subestimăm, dar nici nu ne temem de ei. Toți ne dorim același lucru, să mergem la Euro și ca să obținem această calificare, mâine trebuie să luăm cele trei puncte. Cum ați perceput toate criticile care au venit în ultima perioadă? Ți-am zis și înainte, grupul este foarte unit, suntem foarte legați. Tot ce vine din exterior, să zic așa, nu ne atinge, nu ne afectează, pentru că sunt lucruri pe care nu le putem controla. Așa că nu cred că afecta pe nimeni cu nimic. S-au venit ieri 7 ani când ai debutat la echipa națională. Au trecut 4 selecționeri, de ordine special 5. S-au schimbat cam 2-3 generații de jucători, s-au mai prins 2-3 generații de jucători. Apelez la sinceritatea ta, pentru că a fost totdeauna unul dintre jucătorii care au spus lucrurilor pe mine. Având în vedere tot acest interval de timp, cum e atmosfera de la echipa națională acum? Te-am spus și înainte și nu prea îmi place să folosesc cuvinte mari. Și cum ai zis și tu, sunt un tip sincer. În acești 7 ani, nu știu dacă am mai simțit vreodată grupul atât de bine, atât de unit, atât de determinat, cu o atitudine bună, o atitudine pozitivă, atât la antrenamente cât și în timpul nostru liber, acolo în cantonament la Mogoșoaia. Și ți-am zis, suntem toți foarte optimiști, știm pentru ce jucăm și chiar vrem anul acesta să le facem o bucurie suporterilor, pentru că, cum ai zis și tu, se fac la anul 8 ani de când am participat la ultimul turneu final
Și cred eu că țara noastră și noi jucătorii merităm această calificare și vom da totul pentru a obține. Apropo de cei 7 ani care s-au împlinit de când ești tu la echipa națională, postarea pe care ai pus-o pe rețelele sociale a spus că e cel mai important tricou pe care tu l-ai îmbrăcat. Iată că pentru unii nu-i chiar așa și refuză convocările sau aleg alte țări. Cum vezi deciziile acestea? Sunt lucruri despre care aș prefera să nu vorbesc acum. Ți-am spus înainte că tot ce vine din exterior și nu putem controla nu ne afectează. Nu e treaba mea să comentez acest lucru. Tot ce pot să zic este că atât pentru mine cât și pentru ceilalți 25 de jucători care sunt convocați la această acțiune, îți garantez că acest tricou e cel mai important pentru toți. Ce ar fi de spus? Din punctul de vedere al fotbalistului. Ți-am zis, sunt lucruri care nu ne privesc pe noi jucătorii și chiar nu lăsăm nimic din exterior să ne afecteze. Sunt deciziile lui Mister. Dânsul răspunde de tot ceea ce se întâmplă la echipa națională și mai mult nu am de comentat. Dragostea pentru țară. Gata. Mulțumim frumos, Nicu. Mulțumesc și eu. Întrebările dumneavoastră pentru domnul selecționer, vă rog. Da. Cum se vede această partidă, acest nou început pentru echipa națională? Bună seara înainte de toate și vă mulțumim că sunteți aici alături de noi. Primim cu entuziasm acest început de campanie, cu energie bună, cu încredere, cu speranță, dar e adevărat că toate aceste lucruri nu sunt suficiente. Începând chiar cu jocul de mâine, trebuie să fim extrem de motivați, de concentrați, de atenți la fiecare detaliu, să intrăm cu spirit în teren. Să înțelegem că vom avea în față un adversar care va pune foarte mult suflet în joc. Sunt multe lucruri bune pe care le-am văzut la Andorra și chiar v-aș apela ca să nu cădeți în capcana să analizați doar adversarul, ci și contextul. Venind după 7-8 ani de secetă, există o presiune mare în jurul echipei naționale, există dorință la fel de mare. Trebuie să știm să gestionăm toate aceste lucruri în favoarea noastră și mâine să aducem 3 puncte la clasament pentru că altă variantă nu avem. Cum s-a simțit? Ați perceput toată presiunea asta mediatică înainte de startul campaniei vis-a-vis de alegerile, în primul rând, pe care dumneavoastră le-ați făcut? Ne referim aici în special la Ianis Hagi și la Andrei Ivan. Nu pot comenta despre jucători care nu sunt acum aici cu noi, cu tot respectul pentru fiecare dintre nume, oricine are ușile deschise la echipa națională. Focusul meu total este pentru joc. Am avut o anumită poziție, cred că a fost suficient de clară. De acum totul merge pentru joc. Ar fi lipsă de respect pentru mine, din partea mea, pentru fotbaliștii mei, că eu să vorbesc despre jucători care nu sunt acum aici. Responsabilitatea este a mea, decizia este a mea. Ce pot să promit însă este că după ce se va termina această acțiune, așa cum fac de fiecare dată, împreună cu staff-ul, vom analiza jocurile, mă voi apleca și eu un pic mai mult pe ceea ce s-a tot discutat în spațiu public, pentru că nu mi-am permis luxul ca să stau să citesc fiecare știre apărută în spațiu public. Și dacă voi simți nevoia de clarificări suplimentare, le voi face. Doar măcar atât puteți să spune, dacă simțiți sau ați simțit o presiune, apropo de toate lucrurile, ați spus că nu aveți timp să faceți, să vedeți chiar fiecare, dar se simte așa în spațiul echipei naționale, în spațiul dumneavoastră? Mi se pare că avem calitatea asta între ghilimele
Și nu a început odată cu venirea mea la echipa națională, ci deja e un trecut destul de lung în spate să creăm foarte multă presiune artificială. Această presiune echipei naționale nu îi face bine. Dar sunt aici, am spus da cu toată puterea atunci când am fost ofertat, asta înseamnă că mi-asum tot pachetul. Însă, cum am spus, decizia este a mea, pentru că responsabilitatea este doar a mea. Restul pot face aprecieri, sunt liber să o facă, însă eu hotărăsc. Cât de mult v-au dezamăgit anumiți oameni din fotbal, făcând anumite declarații și punând presiune pe echipa națională în aceste momente? Nu am un comentariu. Fiecare e liber să spună ce dorește. E vorba de un context mai larg cu jucători tineri care n-au neapărat legătură cu prima reprezentativă. La fel, vă o să spun că nu e un subiect pe care eu să-l comentez în acest moment. Dacă vreți neapărat să comentăm despre jucători și despre lot, aș atrage atenția la altceva. Și anume că peste 90% din jucătorii convocați acum îi cam regăsiți în ultima perioadă. Ne dorim ca să construim un anumit nucleu cu care să mergem înainte. Campania este foarte scurtă. Nu putem face foarte multe modificări de la opțiune la altă. Riscăm să lăsăm un talent pe afară? E posibil, dar îmi asum și asta. Dacă cineva va avea continuitate 3-4 luni în exprimare cu realizări, cu siguranță că avem ochi să-l vedem. Ușa este deschisă pentru oricine, dar nu se va mai intra atât de ușor. Îmi doresc omogenitate, îmi doresc relații interumane, îmi doresc stare de spirit, îmi doresc mentalitate. Și lucrurile astea nu le putem face dacă de la o acțiune la alta schimbăm extrem de mult. Este ce pot să vă spun despre nucleul de jucători. Dacă ar fi să mai adaug ceva, ar fi faptul că mi-am asumat anumite decizii cu care chiar eu nu am fost confortabil. Sunt măsuri pe care le-am luat, care nu sunt confortabil cu ele și nu-mi plac. Dar erau necesare și mi le-am asumat. Și de când am venit, am avut un discurs clar pe care nu l-am schimbat. Cine l-a înțeles, este aici și va fi în continuare. Cine nu, e problema lui. Bancul, Bătășelul, Camora au ieșit pe planul de dumneavoastră. A rămas Opruț, care și el a ieșit din ultimul antrenament. Care e situația cu el și dacă aceasta este cumva singura necunoscută? Da, din păcate, un lanț al nefericirii pe această poziție. Sunt jucători care ne lipsesc, dar este o campanie a calificării și nu a scuzelor. Trebuie să găsesc soluții, sunt aici ca să le găsesc. Nu e ușor când se schimbă lucrurile de la o zi la alta, nu e ușor când ai 4 jucători cu probleme pe aceeași poziție. Încercăm să analizăm din toate unghiurile și mâine să facem alegerea cea mai bună, care să contribuie la fel ca celelalte alegeri la o victorie pentru România. Ce v-a determinat să faceți acel regulament și dacă a luat cineva amendă până acum la această convocare? În primul rând că nu mi s-a părut firesc ca acel regulament să apară în spațiu public. Și o să spun și de ce. Acel regulament e la Mogoșoaia de 1 an și 3 luni de zile. E un regulament al bunului simț, dacă pot să spun așa. Sunt lucruri firești, normale, sunt primul care respectă acele reguli, și doar așa ne putem organiza. Nu mi s-a părut normal să apară în spațiu public, cum nu mi s-a părut normal să fie interpretat în atâtea feluri. La fel și programul nostru. Am simțit că ne-a fost luat o parte din intimitate. Sunt lucruri care ne aparțin. Nu am făcut secrete din programul nostru, dar, din păcate, am mers în spațiu public. Referitor la întrebare, n-am un răspuns, pentru că lucrurile astea rămân în cercul nostru și niciodată spre exterior. Ați văzut ce v-a spus Nicu Stanciu și cred că reprezintă o voce extrem de puternică pentru echipa națională. Este un grup în momentul de față extrem de unit și de motivat, un grup în care eu am încredere foarte mare. Cu siguranță că mai pot apărea modificări, pentru că chiar dacă campania este scurtă, vor mai fi provocări,
dar e clar că regulile vor rămâne aceleași. Și mai spun ceva în finalul acestui răspuns. Fiți siguri că am fost extrem de conștient atunci când am luat anumite măsuri, decizii, că va veni un val important de critici și de presiuni. Mi le-am asumat pe toate. A venit? Se pare că da. Mi-a spus mai mult de 50% din întrebări despre criticile din exterior. Toată echipa vorbește în audativ despre atmosfera din Lourdes. Primul obiectiv a fost cel intermediar, cum ați spus, cel legat de competiția precedentă. Acum calificarea la Euro. Optimist, pesimist și v-ați gândit ce veți face dacă nu veți îndeplini obiectivul și România va fi Euro? Adică ați spus și rău înainte. Dacă nu va fi la Euro, nu voi mai fi eu antrenor echipei naționale României, pentru că așa spune contractul odată, pentru că asta mi-am asumat. Atmosfera foarte bună e o condiție, dar nu e o garanție pentru un rezultat foarte bun. Vă garantez că vom avea de tras mâine destul de mult, trebuie să fim extrem de conectați, trebuie să fim motivați, trebuie să fim atenți. Cum am spus la flash interview-uri mai devreme, Andorra este o echipă cu inimă mare, care știe să sufere, este o echipă care se sacrifică, e o echipă care a produs anumite rezultate care nouă ne-au atras atenția și pe care nu le putem neglija. Cum am mai spus, mă gândesc la cel mai recent rezultat cu Austria, 1-0, un joc pierdut în minutul 88, cu Austria în efectiv destul de complet. Mă gândesc la 2-1 pierdut foarte greu în Ungaria, în perioada în care Ungaria făcea ravagii, ca să mă exprim așa în grupa ei. Mă gândesc la 1-0 din Albania în minutul 75 din penalti. Și mă gândesc chiar la 1-4 de aici, de acasă, cu Polonia, cu garnitura ei principală, cu frunte cu Lewandowski, dar Andorra cu cartonaș roșu în minutul 1 și marcând gol Poloniei în inferioritate numerică. Și atunci, da, declarațiile mele și optimismul meu nu sunt suficiente pentru o victorie. Trebuie să arătăm mâine, de ce am vorbit în ultima perioadă, putem și punem în practică. Mai mult decât atât, mă bucur extrem de tare informația pe care o am, că va fi un număr foarte mare de români în tribune și avem o datorie mare față de ei ca să-i facem fericiți, să plece acasă fericiți și mândri. Ambiții mari, speranțe uriașe, uitându-ne la fotbalul mare, are România capacitatea să schimbe, de exemplu, din mers în funcție de ce se întâmplă pe teren, sistemul de joc? În primul rând că am spus că vreau să consolidez lucruri și vreau să consolidez lucruri din toate punctele de vedere, atât la nivel de selecție, cât și la nivel de strategie. E o campanie scurtă pentru că se lungește doar pe 9 luni. Nu sunt de acord cu cei care spun că este o grupă foarte accesibilă. Suntem acasă de aproape 8 ani de zile, nu mai putem să vorbim despre grupe accesibile. Da, dacă facem comparații cu alți posibili adversari, avem o șansă. Cât de mare o facem, depinde doar de noi. Referitor la planul tactic și la cum trebuie să răspundem pe teren, cu siguranță că avem capacitatea ca să aducem elemente noi de la un joc la altul, dar trebuie să luăm joc cu joc. Ne trebuiesc 3 puncte mâine în Andorra ca să putem să vorbim ulterior de 6 puncte după jocul cu Belarus. UEFA ia în calcul să excludă Belarusul din competițiile sale. Cum ați vedea o astfel de decizie? Sigur, este vorba despre implicarea Belarusului în conflictul din Ucraina. Nu există acest subiect pentru mine, pentru că știu că e o propunere venită din partea cuiva. Am cădea într-o capcană foarte mare dacă ne-am gândit la lucrul ăsta. Trebuie să ne gândim la jocul de mâine, pe care avem 3 zile scurte. O să fim 8-9 ore pe drum să pregătim jocul cu Belarus. Dar echipa trebuie să fie cu focusul total pe Andorra România. Am urmărit așa toată conferința până acum și nu prea v-am văzut zâmbind, tot timpul încruntat, supărat un pic de ce s-a întâmplat sau concentrat la, doar la partidă și pentru că pare așa că aveți... Aș fi fost supărat dacă eram la prima experiență în felul ăsta. Nu a fost nicio acțiune fără să se întâmple. Nu, zâmbetul trebuie să vină la final. Hai să zâmbim la final.
Vă promit că o să vă ofer un zâmbet larg atunci când reușim să calificăm echipa. Și la final ne puteți spune trei lucruri pe care vreți să le vedeți mâine seară la echipa dumneavoastră? Trei neapărat? Trei să fie. Aș vrea mai scurt multe. Scurt și la obiect. Aș vrea mai multe. În primul rând, mentalitate, e clar. Orgoliu e important și să nu uităm că suntem români și avem o datorie față de suporterii noștri. Mare. Mulțumim frumos.